toate s-au scumpit. Toate! Nici curentul electric nu mai e ce-a fost. Și mâncarea ta de jucărie s-a scumpit, mă! Dar cum să-i zicem să ne mai dea ceva în plus la leaf? Cum să te-ai boierit? Intri în emisie în ultima secundă, ca vedetele. Vezi că începând de azi prezint și rubrica meteo, că am redus din personal și nu mai are cine să se ocupe. Super șeful! Asta înseamnă că pot să sper și eu la ceva în plus la leafă, nu? Poți, dar asta nu înseamnă că o să și primești. Haide, șeful, că eu sunt singurul care face 3 joburi în televiziunea asta. Păi zi mersi că le mai ai, mă. Da, măcar așa, de o alună, de o stafidă, îmi dați și mie, nu? Ca să simt pentru ce muncesc, șeful. Muncești ca să nu rămâi pe drumuri, pupăză. Și alună și stafidă poți să ceri de la asistenta mea, că-ți dă de la protocol. Nu-i nevoie să irosim fonduri. Bine, luați-mă la mișto. Luați-mă la mișto, șeful. Prost eu că nu mă duc la concurență, că ăia m-ar plăti în aur numai să mă aibă, să știți. Serios? Păi du-te, mă, ce mai aștepți? Și când îți primești aurul, mai vorbim. Păi mă duc. Uite ușa. Chiar o să mă duc. Da, uite, pe aici. Acum plec. Te admir. Hai, mă. Mă duc. Am plecat în clipa asta. La revedere. Da, o să mă duc mâine dimineață pentru că acum nu mai e niciun mogul la birou. Aha. Pentru că toți sunt în fața televizoarelor și așteaptă să înceapă Pupăză Show. Pentru că toți vor să se uite la mine. Pentru că toți sunt fanii mei. Nu mă îndoiesc. Da. O să mai stau ca să mai văd ce... Bă, dar toate s-a scumpit, bă! Iată, bă, gazele mai scumpe cu 30% față de factura de luna trecută. Ia mai scoate niște bani, Pupăză, că nu ne ajunge ea. Ce vorbești? Eu nu mai dau niciun ban pentru că eu am stat mai mult pe la birou. Nu am beneficiat de căldură. Să dea cine a stat mai mult pe acasă și a frecat-o, da? Baci vreun apropo, Pupăjel? Nu bat, tanti, dar... Păi asta și trebuia, că după aia băteam și eu unul. La cine faci referință, Fofăitule, cu frecatul? La Marlan! Ce vorbești? Ce? Eu nu stau la birou tot 24 de 24. Dar corobora cu faptul că la o singură masă mănânci cât noi toți ei lanți. La un loc? Păi însemnează că ești cel mai mare consumator din casă, bă. Ești aproape ca un consumator industrial, ca Sidesul. Ți-e rușine, mă, să-mi zici mie, mă, scări, dar eu scări ce la Sidex? Ce la Sidex? E o gaură în bugetul nostru! Și dacă nu pui mai repede banii aia pe masă cu care ne tot am venit, să știi că te debranșăm, mă! Da, pe calități. Ce-i, Marușel? M-ai chemat că ți s-a făcut poftă de o pulpiță fragedă și jucăușă și avea un fișor foarte ușor și o bătină din cea mai fină. Ulea asta, tanti, că mie mai nu îmi plac băieții, na. Ce coincidență! Și mie îmi plac tot băieții. Stai, că te-am chemat aici ca să discutăm afaceri. Uite, vreau să facem un contract de pază a clubului. Că așa cere mai nou regulamentul federației. Matale e firmă de pază, nu? Normal, dar momentan nu prea am oameni. Păi
Dar nici nu trebuie, tanti. Că cine își permite să fure de la Fane Barros? Da. Îmi trebuie doar un contract cu o firmă de pază. Te bagi, tanti? Că plătesc în euro. Interesant. Dar tu te bagi? Fițar Montana, mătii, cu toți și gerii, nu mai dați și voi, mă, un fresh și banii. Mărlane! Uite, să nu te mai agiți că nu-și merge afacerea. Ce, bre? Noul contract prin care o să păzim FCM-ul tău, măi, tăntălăule. FCM-ul? Da. Ce dragi să păzești la FCM acolo, bre? Păi uite, ce scrie aici? Bunuri mobile, bunuri imobile, bla bla bla, alea, etică. Păi și cine să le păzească, bre, că noi nici angajează mai avem, la fardă mușculică. Tu o să le păzești, tantălăule. Păi nu te-ai lăudat de dimineață că stai la birou 24 de ore din 24? Biroul tău e în dispozitiv, deci tu stai în dispozitiv. De ce, mama dracului, să-l deplasezi pe mușculică până acolo când el trebuie să rămână cu mine aici, că poate să-i vește vreo urgență, înțelegi? Nu. Nicio, da, stai. Da, fă-i, Măriciu. Păi nu mai întrebe niciun lemn, n-ai decât să le iei, că eu stau deja la oraș, la vilă. Da, poți să-și pui asta în tot satul. Da, dacă vrei, ți le dau cu 2 milioane. Fai, nu fii așa zgârcită, fai, că 2 milioane te încălzești 3 luni de zile. Și-o te pup, ce mie mi-e dor de tine. Pa! Te-a dreacu' și... Așa ieftin te încălzești, bre, cu lemne. 2 milioane, 3 luni, păi vine două... Mărlane! La... Mărlane, nu-ți mai bate neuronul ăla, că tu dacă te încălzești cu mine, ești gratis. Că m-am învârtoșat toată. Unde rămăsesem? Da. Tocmai ce mă felicitai că am încheiat contractul. Vino la baba și te pupe. Hei, Borciomega, unde te duci? Mă duc să-l felicit pe Barros. Să-l felicit că a făcut super afacere, că a semnat contract cu firma noastră de pază, că așa este super ieftin și e foarte bine pentru club. Mă duc să-l felicit. Vei să nu te înțeleagă ăla greșit și să te întorci crăcănat. Adică te lea tot mobilul ăsta, nu? Tot, mă, nu ți-am zis că vreau să redecorez? Păi așa zi, Barosane, să rămână alumatale. Păi dacă e așa, într-o oră am făcut curățenie luna aici. Când a schis, nu alta. Dar, ia zi și mie, ce iese la afacerea asta? A, cucuvele, păi ne supărăm, mă, după ce că-ți dau atâta mobilă, moca, ieftin și în rate, tu mai vrei și cașcaval? O, mă, patronașule, ceva acolo, o sumă modică. Păi e risc și pentru noi. Ia gândește, batale, dacă dăm nas în nas cu garda, nu trebuie să sărim la cap? Și apoi nu pot să spun că eu de la matale că stricăm combinațiune. Bine, mă, îți dau 5% din ce încasez pe asigurare. Așa, mă, patronașule meu, să rămână alu matale. Boier tot, boier, frate. Barros, cel mai mare boss. Fii atent, și aici intră saxofonul. Hai că plecam, mă duc să adun gașca să facem curățenie aici, da? Hai, să rămână alu matale. Pe acolo, mă. Pe aici, pe aici. Ho, pa? Bă, l-ai speriat bine de tot pe Godac cu debranșarea aia. Dacă s-a apucat el să facă cumpărături în bănuții lui proprii? Bă, Mărlare, tu ești idiot. Ți-a zis cineva să cheltui toți banii pentru Burdihan? Nu era vorba că plătești încălzirea, mă? Exact. Asta fac pupăză. Ce tragi bălțații alea, mă? Lemne! Lemne, chiurete, că trecem la încălzirea pe lemne, ca să facem economie, că e pomană încălzirea pe lemne, mă! Cu 2 milioane te încălzești 3 luni! Ăsta e cu adevărat idiot! Dacă sunt eu, înseamnă că e și măsa lui Gogoașa. Că ea mi-a zis chestia asta. Tu o faci idiotă pe măsa lui Gogoașa, auzi? Staci, staci! Da. Și plus de asta că e măcar nu-i nevoie să cumpăr lemnele, mă, că le găsesc, le iau moca după șantierele, lucru, după astea,
Plus că mai parveniți ăștia de vecini care și-a depus zonă. Ăștia schimbă mobila odată la o săptămână și pe aia vechi o aruncă. Păi ce, nu iau bocă, o trosc, pac, să bag. Și unde o să bagi lemnele mărlane ca să le arzi? La tine în... În centrală, tătărăule, că cum arde gazul o să ardă și lemnele. Bă, dar tu nu ești, mă, idiot. Este? Ești Dumnezeu, idioților. Pentru lemne trebuie o centrală specială, tântălăule, cu cameră de ardere sau sobă. Și ce, care-i problema? Fac sobă, mă, ia uite, că m-a ajutat tati să fac un godin de la Calaia la țară. O facem împreună. A, da, vreau, vreau, vreau. Păi, zic, mă, e fereacă. Facem împreună o sobă, bre, ca să ne încălzim mai ieftin. Ca amatale la țară, te încălzei pe lemne. M-a ajuns să o fac? Hai că e și mișto așa, ce mai mare dragul. Să auzi lemnele cum se trosnesc în... Și nu numai lemnele, mărlănele. Cu focul e romantic. Adică și face și altora chef de trosneală. Aha, nu mă pare. Zic când te apuci de aia. Sau vrei să te apuc eu? Nu, la nu mă apuc singur. Eu nu. Să trăi, șeful. Ce, Țuțu, de ce m-ai chemat? V-am chemat? Dacă eu v-am chemat. Șeful, să știți că în clădirea asta se întâmplă lucruri reprobabile. Dar ce este reprobabile? Se întâmplă chiar lucruri penale. Adică? Adică cum adică? Adică te refer la afacerile mele? Nu, șeful, mă refer la mobilă. Că e păcat să fie subtilizată de niște... Ăștia, de niște... Nici nu știu cum să le zic, șeful, că să nu mă acuze CNA-ul că folosesc ca Băsescu, limbaj discriminatoriu. Niște ăștia, niște brozați, care susține că dumneavoastră i-ați trimis să ridice mobila. Corect. Că vreau să redecorez, mă. Ca să arătăm și noi a Club Occidental. Păi și dacă chemam sala Hori să care toate mobila la gunoi, trebuia să-i plătesc, mă. Așa am făcut economie. Adică vreți să știți că nu vă mai trebuie mobila asta? Nu, mă. Dar să nu mai spui la nimeni că n-avem voie să o schimbăm. E mijloc fix. Fix? Uh-huh. Adică? Adică e mobilă, dar e mijloc fix. Adică? Idiotul naibii! Îmi transformă patul în magazie de lemne! Hai, lasă! Hai, lasă! Alo, poliția! Vreau să vă reclam un caz de furt de lemne! Numai puțin ca să notez adresa! 6-6! Nu 6-6! 18! Cotroceniu 18! Am înțeles, Cotroceniu 18! 6-6 era numărul nostru de înregistrare. Cotroceniu 18? În nici într-un caz, șeful, că acolo șad eu. Cotroceniu 18 a zis? Și unde depozitează lemnele? În beci! În beci, am văzut eu! Și că în beci, a văzut dânsa. Mă salut, Gogoașe! Chiorete, te duci tu și faci verificările, că eu l-am chef să dau ochii cu ea. Am înțeles. Stai, bre, că mi-a căzut fisa. E din cauza lui martalogul ăla de mârlanul, la el să făcea referința. Că tâmpitul a început să care lemne în beci, că și că fiindcă vrea să trecem pe încălzirea cu lemne, să ieși mai ieftin. Serios? Și cât costă, mă? Păi că bagi lemne de 2 milioane și că te încălzești, dar n-ai treabă, fă 3 luni. Bă, ești nebun? Nu, eu, bre, mă, s-a rugat cu așa a zis. Șefule, matale, o faci nebună pe tanti Frosa? Ia mai dă-le în măsabă de repartitoare mincinoase, că trec și eu la încălzirea pe lemne. Foarte bine. Aveți sobă? Nu, dar o să-mi trimiți tu sobaria aia care lucrează la voi. Apropo,
Cine vă face soba? Mă, salut Gogoace. Lasă-mă, că eu rămân la repartitoare. Ia, hai, fugi repede și fă verificarea aia. Păi și partida asta, cine a câștigat-o, cine a pierdut-o? Eu, normal, că tu ai abandonat. Hai. Nici într-un caz. Păi dacă e vorba pe dintr-astea, eu rămâi să-mi apăr palmaresul, bre, eu n-am de gând să pierd la table din cauza la martorogul de Mărlanu. Hai, bre, dă-i. Bine, cerea-te. Bun. E casa în pantă sau cum mama dracu asta să așează singure, să nebunesc. Ai, ce m-am dat spate și m-am dat dus două corpuri. Am dracu că mult e de la birou praci. De la birou sunt astea. Deci așa umflatule, bine? Bine? Alo? Alo, poliția! Tot eu sunt, domnule, am revenit în legătură cu furtul de lemne din Cotroceni, am informații importante. Domnule, nu-s lemne! E mobilă, domnule, e furată de la clubul de fotbal FCM. 65. Asta e tot număr de înregistrare? Da, doamne, e tot număr de înregistrare. 66 era pentru un alt apel. N-aș fi dat eu să fie. Da, da, am făcut verificările și sunt niște lemne aruncate, lemne de foc, da. Bine, să rămână. Lemn de foc? Ah, e clar. Mărlane, ești pe manevră cu chiorete. Ce face băieții, joacă sport, așa? Nabelea, acum a apucat-o și pasta patrularea, nu? Da, mă! Păi așa face cu... Ce faci, bă, Lașco? Că uite, bă, unde mi-a telefonul? Că uite ce mi-ai făcut la telefon! Poți că-i mai ta, bă, pârlitule! Păi cine faci tu, pârlitul? Bortăciune! Păi uite câta goldenul am pe mine aici! Ce-a numai referit dacă ai sau nu ai goldenul? M-a referit la culoarea pielii! Pârlitule! Ha, e și tare în gură, adică îmi placă! Apa, dacă e așa, mamaie, schimbăm placa! Ia scoate tu malafeții! Scoate să-mi plătești telefonul, că ia uite, l-ai făcut mai multe. Ia, sări semnalul din el. Hai, sări cu 20 de bulioane de lui. Cât? 20 de bulioane, ce n-auzi? Hai, mă, repede, că uita treaba aici și la mine timpul este bani. Dar am atunci. Atunci îți scot placa din gură și o țin la manet până vii cu bănuțul. Hai, ce-ai făcut, făi? Ești transexuală de-aia? Doamne, ia după mine de aici, să nu-mi dai vreo venerică de-aia. Mă, ia du-o bâtă în coace să-l conving eu pe ăsta, să-mi dea banii pe telefon. Nu, nu-i nevoie, că eu vă plătesc tot telefonul, că am bani. Am mulți bani, dacă vreți, vă dau și cu dobândă. Numai mă duc acasă să iau banii și de seară vin și ne întâlnim să-mi dau. Auzi, bă, da. Bă, pe fața mea scrie prost. Bă, tu crezi că s-a întâlnit hoțul cu... Nu, hoțul cu țăgan? Adică am eu meclă de fraier așa să-mi dai tu mie țeapă, te duci acasă? Da, nu am înțeapă. Aha, știu cum facem. Uitați, sunăm acum la mine unde locuiesc eu în Cotroceni 18 și întrebați de mine, de pupă-ți, da. Ia, dă-mă în coci. Să vedeți, să vă convingeți că locuiesc acolo. Alo! Mă, ascultați la mine, l-auzi? Mă, stă careva acolo la voi, unul pupă-ți. Mă, știu că nu e acasă, că e cu man de aici acum. Așa. Ha, bine. Bă, să zicem că te cred. Dar dacă până diseară nu vii cu bănuțul, bă, să moară ce-am pe casă, dacă nu-ți fac operație de sex, ai auzit? Îți fac schimbare de sex imediat. Și nu ți-o fac așa cum fac doctorii cu... Eu îți fac ca la noi, la țigani. Ai auzit? Ia, stai așa. Bă, e semafoare. Ia vină, mă, încoace. Bă, ia arată tu cum facem noi schimbare la sex la noi, la țigani. Ai văzut, mă? Da, am văzut. Așa, bagă la cap. Da, hai că te sun eu mai acolo să spun când să vii. Da, telefonul s-a mi-l dat. Ăsta rămâne la mandea ca să ține legăturile. Hai, fă pas. Pas, da. Prost!
Cred că l-am detronat până și pe Mârlan. După ce că aveam salariu mic, acum n-o să mai am deloc. Da, Doamne, să fie șeful. Alo, da? Alo! Ia zi, fă pupăză masculină. Hai, fă curaț de marafeți. Mă scuzați, dar pe cine căutați? Cine sunteți? A, te faci că nu mai știi? Adică dacă ai ajuns acasă, te crești mecher. Ha, bine, șmecher. Bine. Atunci o să vină chiar eu după bani. Ce bani, domnule, că eu nu datorez nimic la nimeni? Nu, a? Ha, bine, când ți-ai face eu ție schimbare de sex și o să te fac pe tine fomeie, atunci pot să-ți aduci aminte. Că fomeile iau mintea, mai odihnit. Să știți că dacă mă mai amenințați, eu anunț poliția. Bă, pe cine amenințezi tu, mă? Bă, bărzoile, bă, pupăză, te-ai ars cu mine, auzi? Cu fulgi, cu cui, cu tot. Sau tu ai uitat că eu știu unde stai? Alo, dar eu nu... Alo? Acum să vă văd dacă sunteți înțeleși și cu pompieri. Alo? Pompieri? Alo? Oh, ce prost sunt. Și atunci cum fac? Gata. Bine că ai venit, Chiorete! Bă, mă amenință unul telefonică, dacă nu-i dăm nu știu ce bani, o să ne dea foc la casă! Nici după pronunție, părea de asta minoritar, să știi! Stai mereu, pupă, să copii frunesc, croc, joacă la cacealma! Mamă, ce bou! De la cine și-a găsit el să ceară bani, auzi? Da, eu nu sunt chitros! Dă-mă și mie una de un leu! N-am! Chema repede pompierii, că-i foc în pivniță! E cacealma, a? A? Bă, vreau să-l luăm ca duoară, s-a înțeles? Hai! Voi doi rămâneți aici ca să nu iasă pe altă parte. Hai! Amânăm, poliția, garda, fugiți repede, hai! Verifică dacă sunt în casă. M-am nenorocit. Hai, pupă, să răspunde. Ar fi culmea să fi vorbit serios și să se ducă la concurență. Da, da? Tu crezi că eu sunt împins să răspund, da? Bună ziua. Poftiți, domnul agent, luați loc. Da, unde să luați loc dacă s-a întâmplat necazul? Dar cum s-a întâmplat? Păi cum să se întâmple? Am venit dimineața la birou și ia biroul de unde noi. M-am așezat așa în gol, știți, ca firmele alea cu Stan și Bran. Doar biroul vi l-a luat? A, nu, toată mobila. Nu vă supărați. Aveți idee cam pe când aș putea să încasez și o asigurare? Când finalizează poliția ancheta. Trebuie și poliția să facă ancheta? Nu numai dumneavoastră? Sfatul meu este să evacuați cât mai repede lemnele alea de la subsol, că din cauza lor puteți să ardeți ca șobolanii. Puteți urmăriți. Ai auzit? Mișcă-te, șobolanii, și scoate lemnele alea, că te găsește, dragi. La lemne! Să scoam! Hai, băi, nu mai ajungi și tu! Nici într-un caz, godacule, că eu am o anchetă în desfășurare. Hai, fonfăitule, răspunde, răspunde odată că e moartă în coteț. Cine? Nevastă-ta, șcroafa. Uite acum răspund. Da, o să verificăm și când aflăm ceva vă informăm. Mulțumesc, să trăiți. Hai, dracu, chitre. Nu știu ce să mai facă ca să nu dea banii la asigurat. Hai, Solomane, că avem treabă. 6-2. Da, Chiorete.
firar al dracului. Bă, Tamanazi a apucat pe toți infracționalitatea, ce să zic? Bine. Hai să luăm. 6-6. Degeaba, Solomone, că trebuie să plecăm. Păi cine câștigă partida? Tu pierzi, bineînțeles. Te abandonezi. Păi nu abandonăm amândoi, că ați zis plecăm. Corect. Numai că tu pleci primul, ca să aduci mașina. Hai, executarea. Și nici măcar nu răspunde la telefon, șeful. Să nu care cumva să-l fi răpit ăla, de-l tot amenința. Dar care dracu borfaș e atât de idiot să vrea bandă la pupăză? Șeful, mi se pare mie sau mobila asta seamănă cu asta? Ce astea, mă? Niște mobilă furată. A, nu e mobilă furată, bre, asta e mobila de adus-o acasă, mârlanu. A luat-o după străzi de la ăștia, dar aruncă mobila. Ție ți se pare că asta e mobilă de la vechituri Chiorete? Bă, tu iar vrei să-i acoperi matrapa slâcurile lui umflatul ăla? Nici într-o ca, șeful. Tempoamen că Godacu s-a simțit încolțit și i-a pus mobila la ars ca să piarză urmele frații, să-i să piarză urma. Îl termen, bre. Făinosule! Ia vină cu acema! Să trăiți! Ce mă, Chiorete? Ia zi, mă, de unde ai furat mobila că te găsește, dracii? Nu am furat nicio mobilă, m-am adus-o de la club. Corect? Ca așa zis și ăla de la asigurări. Bă, tu-l fur pe Baros? Hai că asta e culmea infracționalității. Dacă află ăla că i-ai luat mobila, te mulțește, bă. Păi de ce? Că el a zis că s-o iau când ne noim la birou, schimbăm mobila și am luat. Dacă nu credeți, ai la birou, să vedeți. Păi ce credeai, Băsăricu, că ai scăpat, a? Cu mine vorbești, balaoache. Da, cu tine. Ce ești, chiar răuzi? Ia spune tu ce ți-a zis ție Manda, adică eu, că-ți fac când vin aici. Ce zici că-mi face? Îți umblu la sex. Vreau, vreau. Vrei? Da. Ok. Mersi, Doamne. Bă, dar ce ai făcut, bă, ești nebunit? Ia uite, te-ai operat singur. Dar asta nu e operație, bă, frumosule, bă, așa stă pielea, bă, că nu mai am nicio 20 de ani. Dar să știi că găina bătrână face supa bună. Bă, stă-mă, bă, pace, bă, perversule, lasă-mă pace, că te crapă în două. Stai, frumosule, stai! Nu mă lasă așa, că dacă tot ai apucat de-o treabă, trebuie să duci. Lasă-mă, pace, vai, ce mai învățoșat, puiule! Lasă că n-ai unde tu să fugi în casa asta, că aici e teritoriul meu, vreau cu apa la oacheșule. Să știi că țip și în casă, e un... Știu, dar te rog să nu mă dai de gol, da? Te rog frumos, uite, te îmbrac în aur. Te îmbrac în aur, dar să nu mă dai de gol. Ia la tata un avans aici. Ia. Balaoacheșule! Ele! Ba, unde ai vărât? Unde ai ghetul? Pupăzel? Da? Ce cauți la aici? Căutam... Căutam o cămașă mai veche, tanti, că acum se poartă vintage. Vintage? Da. N-ai văzut cum apă ți leu un bronzat sexos? Nu, tante, eu sunt singurul. Nu singur, ha? Adică nu sunt... Da, Barasă, zi! Refracție! Ah, tocmai am cum... Mârlane, te crap! A plecat? Ha, mersi, frățiorul meu. Să știi că fratele tău să ține de cuvânt. Păi nu mai tale zici că vrei să schimbăm mobila? Eu, Mârlane, iurez, pe criza asta să arunc cu banii așa aia că... Păi dacă lucrurile s-a lămurit, s-a lămurit? Să ridicăm infractorul. Ce infractor? Nemernicule. Nici un nemernic, că nu sunt nemernic. Toți. Băi, ești nemernic. Deci așa, Mârlane. Ai făcut infracție intenționat ca să mă băși pe mine și DJ-ul la problemă, a? Și trebuia să eu să plătești toate angralele și despăgubirile și după aceea să intru la pulau, a? Vrei să scap de mine?
Da, nu! Nu, da, moarne mele! Nu! Băi, băi! Arestați-mă, că recunosc fapta! Târziu, Mârlane, târziu! Acum a preluat Antia ancheta! Hai, Chiorete, îți arăt cât de invincibil sunt la tablă, mă! Hai, bre! Șeful! Ajută-mă! Nu care cumva să te faci, că te prafui! Nu, nene, asta, tati! Dați-i și din partea mea! Că din cauza mea am pierdut 20.000 de euro! Hei, ți-a ajuns ce mârlă, nene? Șeful, m-am mai gândit și aș vrea să renunț la mărirea de salariu pe care v-am cerut-o. Cum e? Bă, ți-am zis că mă țin de cuvânt, m-am ținut. Uite, că la mine vorba e vorbă. Și dacă mai ai nevoie de ceva, sau te supără șmecherii ăștia pe-n cartier pe aici, apelezi la Mandea, da? Și Ghiulu? Ca el și pe ăsta, na. Hai, să trăiești, te-am pupat. Că... Unde te muți, mă, la taraf? Ăsta chiar a vorbit serios. Chiar a fost la concurență. Ăsta renunță la emisiune. Șeful, m-am mai gândit și să știți că aș vrea să renunț la... Să te implor, nu pleca. Uite, îți promit că îți măresc leafa și ție și... și șocâtelui. De ce m-ai chemat? Ce s-a făcut rău? Ce s-a făcut rău? Rău de tot! Rău mi s-a făcut! Auzi? Bine că ai venit! Mă simt în siguranță când te văd, ești... Și vă dați seama că n-aș fi făcut această emisiune dacă sărmana păsărică n-ar fi fost pe cale de dispariție. Și consider că este de datoria noastră, a formatorilor de opinie, a factorilor care mai avem un cuvânt de spus în țara asta, să luăm atitudine, să luptăm cu indiferența autorităților cărora nu le pasă, pentru că este doar o amărâtă de păsărică normal. Dar dacă era vorba de păsăricile lor, să vedeți ce le mai păsa, să vedeți cum le protejau, le țineau numai prin case de protocol cu limuzină la scară. Dar stați liniștiți, dragi prieteni, stați liniștiți că o să lupt cu sistemul până în pânzele albe! Începe războiul! Dar după o scurtă pauză publicitară... Pupăză, a sunat Barosanu. Băi, sunați odată la țeparul ăla de invitat? Păi mai sunt 10 minute de emisiune, acum la ce să-l mai sun, că degeaba vine.
ca să-l blestem, mă! Ca... Și ce vrea Barosanu? Să-ți transmit că dacă mâine nu recuperezi audiența pierdută astăzi, o să fii tu o pasăre pe cale de dispariție. Ai venit, pupăză? Bă, super tare emisiunea cu păsărica. Hai, sictir, chiorete! Ce ață, bă, că mie chiar mi-a plăcut. Nu tăfălogule? Ar fi fost și culmea să nu-ți placă, mă, mai ales tu care ești iubitor de naripate. Corect. Na. Aluzia atrage contuzia, da? Mă referam la pupăză, mă, nu la prietenele tale de face ouă. Vezi că iar vine contuzia. Pupăză. Vreau și eu să-și cer un sfat. Iată, mâine e ziua lui Afrodita și vreau să-i faci un cadou cu care să o cucerezi definitiv și completamente. Eu am câteva variante, dar nu știu pe care să o aleg. Ia fii atent un pic. Chiorete, nu am dispoziția necesară. Hai mă, pupăză, mă, că tu ești fante, tu ai experiență la cadouri de gagici. Nici nu te țiu mult. Prima variantă ar fi... Chiorete, tu nu înțelegi că n-am dispoziția necesară, am dragi? Lasă-mă în pace. Zii, fonfoitule, că nu vrei să mă ajuți, că ești un câine. Ca să nu o cuceresc eu care cumva, că o vrei încă pentru tine, Pafrodica. Dar și-ați liniștit că tu nu ești singurul macio pe pământul ăsta. Mai sunt și alții pe care poți ai întreba, bă. Bă, dă-o-n dragi. Iar s-a terminat șunca, bă. Nici apă nu mai e. Bă, dacă îmi spun eu, nu ia nimeni de mâncare, bă. Tu știe să bage la mați, dar să pui la loc frigider, nu. Ia, nici cârnaț nu mai e. Mărlane! Fă inventarul în gând! Care inventar, băi? La ce-ți fac inventar? Că bate vântul. Salam nu mai e, măsline nu mai e, tobă, ioc. Da? Și eu ce mănânc? Nimic! Nu mănânci nimic! Și la câți bani dai în casă, n-ar fi trebuit să mănânci nimic niciodată. Dar lasă-mă, lasă că îndrept eu lucrurile. Începând din acest moment, nu mai mănânci decât atunci când îți cumperi din banii tăi. Să nu te mai prind că pui mâna pe frigider, că dacă o pui, ți-o tai, mă, ca la arabi. Ai înțeles cum fac arabii la hoți? Ți-o tai și te bag cu ea în cap! Atunci nu mai mănânc nimic, mă, chitră. Să mor, lasă-mă să mor, să mai ai pe cunoștință. Bestie fără suflet, ce-ți? Muriți-a ratingul ăla mic. Târziu, Mărlane, târziu. Și târziu și de vreme, să-ți moară tot timpul. A, bă, Vandame, că tu, fante, cum ești, bă, tu trebuie să te împrice, bă. Știi-l mai bine ce trebuie să iei tu la o gagică ca să o cucerești. Dar tu, așa în mare, la ce te-ai gândit, mă? Păi, eu am mai multe variante. Prima ar fi un colac de WC. Un colac de WC? Da, bă, dar nu orice fel de colac. Un colac pe care să scrie, îmi place fundul tău. Ha? Chiorete, tu ești idiot, mă? Nu eu, Mărlanu, bă. Bă, trezește-te că acum nu ești în exercițiul funcțiunii. Cadouri de-astea își fac numai liceenii la petrecerea de majorat. Ala e o bășcălie de cadou. Dacă îi faci gagicii tale un asemenea cadou, o să credă despre tine că ești un infantil bătrân. Asta vrei? Bună-ți. Păi vezi, zic care-i varianta a doua. Varianta a doua ar fi un cățeluș de pluș dintre ăla care să crește pe net. Băi, polițistule. În loc să atragi femeia iubită către tine, tu o pui să crească tot felul de animale tâmpite pe net? Dacă stăm de dimineața până seara cu ochii în calculator să nu-i moară javra de foame, ce faci? Asta nu m-am gândit. Păi, vezi? O să zică că expre ai făcut, o să dea vina pe tine că ai vrut să scapi de ea. Vrei asta? Nu-ți. Păi, vezi? Atunci zi tu, bă, ce să iau. Adică, uite, bă, tu ce ai luat lui Emma, ia? Funie și săpun. Verde de Paris, un scaun electric, i-aș da și... Vandame, eu vorbesc serios, bă, eu vreau să mă iubesc cu gagica asta, nu s-o gâtui, bă! Chiorete, eu vorbesc mult mai serios decât tine! Bine, bă, rectific! Ia, ce cadou ai luat tu la Afrodita ca să o cucerești?
Eh, păi Afrodita e... Alo, alo, vezi că cine e vorba de o simulare? Care cumva să te duci cu gândul la niște treburi? Nu știu, mă, Chiorete, nu vine nimic în cap acum. Păi treabă-mă pe Ema atunci, că ea să-mi pricepe, că-i muiere, mă. Știe el mai bine pe la trendiuri. Ce vorbești, mă? Să credă nebuna că e pentru ea cadou și să nu mai scap de lipitoare? Nici gând. Păi dar nu-i zice, mă, da dreptul. Zi mai pocolite, mai cu vilămanta, să nu se prinză. Bine, mă, o să mă gândesc la un cadou, mai nebunit. Așa, și dacă tot te gândești și știi, te duci și ei, mă, că tu știi de unde să-l iei. Că eu n-am, te cinstesc după aia, hai că eu am treabă, m-ai ținut atât în timp. Băi, Chiorete! Și un fratule, vrei să stai labele? Bă, tu ai vorbit serios? Ia dici! Da, dar eu momentan n-am niciun ban. Da? Bine. Păi atunci o să-ți gătesc zilnic. Și în felul ăsta o să mănânci proaspăt și sănătos. Da, da. Eu nu știu să gătesc. Înveți, mărlane, înveți! Pentru că fălci de bucătar ai, burtă slavă Domnului și cu puțin noroc ai și nume, mă. Ce mi-e mărlanul, ce mi-e vârlanul. Da, mă, pupăs, da, eu... Hai gata cu vorbăria, că mă doare capul și vreau liniște. Mâncatul neregulat scade nivelul glucozei din sânge, care reprezintă singurul combustibil al celulei nervoase. Astfel apare durerea de cap. Aaa, ce răchis, ai văzut? Că de-aia te doare cap, că n-ai mâncat. Nu-i dai combustiv. Nu-i dai ce zice aia lui celulele tale nervoase. Și ele devine și mai nervoase. Și să... Hai că pun basa și mâncăm amândoi. Vezi cum îți revii. Dacă l-atingeți, ciung. Da. Auzi, mă, ce ești, bă, așa ciufut? Tu nu vezi că ești ciufut? Transmis starea asta și pe ecran, la emisiune. De-aia nu mai are farmec emisiunile tale. Nu mai au niciun farmec pentru că nu mai am subiecte, mărlane. Am citit toate zilele, le-am citit și pe muchie. Și nimic! Zero subiecte, zero! Ah, ce să fac, ce să fac? Păi știu ce fac televiziunile alelalte. Ce fac, mărlane? Dacă spui, mă lași să umblu la frigider? Zi. Ia-ți, mă, o asistentă de-aia cu craj lungi, super sexoasă, cu țițe mari, cu... Ca cu asta vrea telespectatorul. Îți vadă craj și țițe și adici bălește în fața televizorului. Tu crezi că interesează subiectul? Bă, tu știi că nu ești prost? Păi nu sunt, bă, pupă, zi, bă, că de-aia, de-aia am ajuns eu, Dita, mai patronul de club de fotbal, mă. Dita-i președinte, Dita. Ce faci? Păi ai zis că mă las să umblu dacă spui cum să... Da, dar ca să-ți gătești, mă, nu ca să mănânci ce-am făcut noi. Nu gătești, nu mănânci. Nu. Păi și voi cum ați gătit, mă, salam? Ce onoare! Dar cărui fapt datorezi vizita? Eram doar așa, în trecere. Protocolar. Premieră! Ar trebui să iau o piatră în gură. Nu vrei să ți-o ofer eu? Ce m-aș face eu fără ironiile tale? Vezi, uite, astea mă țin în priză. Păcat că doar l-a figurat. Uite, nu poți să te abții. Dar ai noroc că te cunosc și știu că ești băiat bun. Și că vii cu un cadou frumos de fiecare dată ca să-ți repari măgările. A, apropo de cadouri, ce le place femeilor să mai poarte în ziua de azi și să primească de ziua lor? Păi știu și eu, o blană, un colier cu diamante, o mașină. Ema, am zis femeilor, nu fomistelor! Cred că ăsta se documenta pentru ziua mea și eu am,
Exagera ca o tontă. Dar ce zic eu tontă? Ca proasta pământului. Proasto! Proasto! M-ați chemat, doamnă? Da, ieși afară. Notați? Cunoscutul... Dar ce zic eu cunoscutul? Binecunoscutul prezentator și realizator al cunoscut... al binecunoscutei emisiuni Pupă The Show angajează coprezentatoare sexy, înaltă, subțirică și bine dotată, bineînțeles, fără prejudecăți. Relații la telefon 22 22 22. Să rămână. Bă, dacă nici cu asta nu facem... Mai chema mărlenele! Da, bre, că Matalia ești pricepută la bucătărie, că ești gospodină de săvârșită și a zis să-ți dai cu părerea la ce-am făcut aceea. Gustă și Matalia, borșul ăsta, vezi cum a ieșit, dacă e ok sau nu. Păi de așa gust! Stai, bre, ce faci, gust de mine sau de borș? Gust de tine, că cu bucătare n-am făcut-o niciodată, că noi n-am avut cantine la sat unde... Potolește, bre, stai că... La, taci de-n gură, că tocmai nu-mi imaginam cum vă fac cu bucătarul ăla veștec, cu Horia Varan sau cum dracul cheamă. Ăla de la cine ăștia de pe front, dacă mai vorbești mult, sau gura aia de gâșăit și-mi strici fantezia. Da, fată, da, lănțișorul ăla cu pietricele e în vitrina magazinului de vis-a-vis. Ce femeie nu și-ar dori să-l aibă? Da, da, e superb și nici măcar nu e scump. Dacă ți-l face cadou, este un super tip, un adevărat cuceritor. Asta vorbește cu Afrodita. Dar de unde naiba a aflat că e ziua ei? Femeile adevărate își doresc lucruri simple și de bun gust. Nu ca țoapele, fomistele care vor nu știu ce mașini, blănuri, diamante, snobisme de-astea. Da, da. Sigur, hai că mai vorbim, te sun. Te pup, pa, pa, pa. Cu cine ai vorbit? A, cu vecina de la doi m-am împrietenit cu ea și mi-a zis ce vrea bărbatul să ia de ziua ei. M-a întrebat dacă e ok, că ea nu prea se pricepe la bijuterii. Ah. Mersi de pont. M-am scos. Ce mă fac ce arăt nu pupă, că... Dar ce-ai pățit, mă? Te-au pus ăștia bucătar? Da, și abar n-am cum să faci și dacă nu gătesc ceva, nu-mi iese mâncarea. A zis chitra de pupă să că nu mai mă lasă să umblu la frigider și o să mor de intuiție. Sau de inaniție. Sau de aia. Păi bine, mă, și tu, Dita, mai președintele de club, stai la cratiță? Bă, la valoarea ta treia să-ți angajezi 10 bucătar, mă, inclusiv pe ăla de la cireașă. Ce cireașă? Bă, aia de pe tort. Da, doamnă, notați? Așa. Celebrul bucătar Ferdinand Mărlanu, frate de sânge cu Horia Vârlanu de la Cireașa de pe tort, angajează bucătărese pentru un viitor show TV. Da, tu ce-i dai, mă, lui Afrodita? Eu încă nu m-am decis, șef. Adică vrei să spui că nu i-ai luat încă cadou? Adică mă crezi tâmpit? Zi-mi de ce ai luat, e ordin. Nu poți să vă zic, șeful, că cadou e un lucru intim. Lucru intim? I-a luat chilos, șeful. I-a luat chilos? Nu i-a luat chilos, bre. A, tu zici ce ai luat? I-am luat un colac dintre la de WC pe care scrie îmi place fundul tău și un cățeluș dintre la care să crește pe net, ia. Calufina. Atât? Atât își dorește. Acum poți plec? Liber. Trăiți!
Eu îi dau colacul și tu cățelușul. Fugi repede și cumpărele. Haide! Ceasul meu, frate. Au venit bucătăresele. Mersi, Doamne. Intră! În legătură cu anunțul, am nimerit bine? Perfect! Mersi suplimentar, Doamne! Dumneavoastră sunteți producătorul show-ului? Exact, dar voi așa o să gătiți. Nu că m-ar deranja pe mine, dar să nu sară niște ulei cizma până la pizza! Stați puțin! Cred că este o neînțelegere. Cum adică, să gătesc? Păi dacă voi o să gătiți pentru show-ul meu, o să faceți mâncare. Ce, mă? Și m-am mai lăsat și pipăită degeaba? Măgarule, plecați acasă, că măgarul ăsta vrea să vă facă bucătărese. E țeapă și-a anunțat și agenția. Ce are aici? I-a scăpat. Mărlane, m-au căutat cumva niște tipe? Care tipe? Niște tipe mișto, bineînțeles! Nu, bă! E gata mâncarea? Nu, păi mâncarea bună necesită timp și dăruire, bă, n-am avut timp. Ce bună! Anunțul! Da? Să rămâile, doamnă! Bună ziua! Numele meu e Mărlano și sunt fratele geamăn al lui Horia Mărlano, celebru bucătar de la Cireașa după mort, da? Dar ce zic eu, geamăn? Siamez, doamnă, da? Ne-au separat la naștere, că de greșeală, în loc să taie cordonul umbilical, lui i-a tăiat, mă rog, știți, mie mi-a lăsat mai mulți. Da, pe mine m-au dus la terapie intensivă, că de-aia am crescut așa mare și frumos. Pe el, săracul, l-au abandonat în sala de mese și de-aia a făcut primii pași în carieră mai devreme. Mărlanu sau Vârlanu? Mărlanu, doamnă, dar i-a greșit lui numele în certificatul de naștere, în loc de M, i-a scris V. Mă rog, de asta e mai puțin important. Important este că urmează să fac și eu o emisiune de asta culinară și la fel de celebră ca lui fratele, da? Și am nevoie de ceva ajutor. Să știți că eu am și diplomă de maestru bucătar. Nu hârtiile ne interesează, doamne. Important e să faceți potol bun. Auziți? Ia, gătiți matale repede. Două, trei feluri de mâncare tradițională cu smânca pe la noi de aia sănătoasă și mă sunați ca să vă zic unde să le aduceți la dezgustat. Chiorete, ți-am luat cadou. Ia zi, unde vrei să ți-l trimit? În vilă sau la secție? Niciune, ai nebunit? Păi ce vrei, să-l vază Afrodita, să-mi dai dracu toată surpriza? Ține-l acolo până viu eu să-l iau. Trăiți! Ai venit mai devreme? Nu se vede? Se vede? Caută figurantul meu iubitor. Tu nu m-a căutat nimeni, mă? Nu. Și tu
tu ce dracu te tot moșcă atâta, mă, cu mâncarea aia? Dar nu, mă, nu ți-a zis, mă, că nu necesită timp și dăruire ca să... Că mâncarea adevărată îți face greu, nu-i așa ușor. Ai zis să fiu ca Vârlanu, ca el să mă fac totul ca la carte, eu te aceea. Ce cum faci, bă, că n-ai tăiat decât ceapă până acum? Da, mă, da. El a zis că ceapa trebuie tăiată și lăsată puțin la zbicit așa vreo 2-3 ceasuri, dacă nu chiar 4-5, ca să ducă usturimea, mă înțelegi? Că când mănânci să nu-ți intre oaie și să lăcrimi în farfurie, că dai dracu gustul la mâncare, mă înțelegi, când te împlângi în farfurie. Și dacă nu mă crezi, treabă-l pe el, pune mâna și sună-l, că el mi-a zis telefonic, am vorbit cu el. Dacă, uite, dacă nu mă înșel, chiar el sună. Ia la mă! Că pe mine mă caut. Dă, Doamne, să fie zână. Alo? Da, știu în legătură cu anunțul. Veniți direct la mine la studio. Să notați adresa. Sper că ne-am înțeles. Eu îl dau primul, pe urmă Matăescu și așa mai departe, în ordinea gradelor. Am înțeles. Afrodita! M-ați chemat, șeful? Da, agent, te-am chemat. Pentru că s-a întâmplat un lucru incredibil, inimaginabil, revoltător. Cum ți-ai permis, agent, să nu-i anunți oficial că este ziua ta? Ei bine, pentru asta te vom penaliza. Cu cadouri. Haide, șeful, asta e glumă. Știți cum îmi bate inima? Nu, pot să văd. Mă rog, să trecem la înmânarea darurilor. Afrodita, acesta este cadoul din partea mea. Te rog. Vă mulțumesc. E super! Da, îți place? Ce scrie aici? Șeful! De-aia vă apreciez eu pe dumneavoastră, că aveți simțul umorului. Da. Și acum și cadou din partea mea, un cățeluș. Ce dulce e! E cățeluș din ăla care se crește pe net, nu? Da. Doamne, șefu, de-aia îmi sunteți mie dracu, aveți suflet de copil. Oare? Păi ia, Chiorete, tu ce ai luat, mă? Originalule. Ba, ce să ia, bre? O, nimica toată. Ce? După posibilități, ia. Mă scuzați, ia. Mincinosule! Asta se pune la gâtuțul tău ăsta. Ce frumos e, Chiorete! Nu trebuia să dai atâția bani pe el, că mie îmi plac lucrurile simple. Adică nu-ți place? Nu, normal! Chiorete, chiar dacă nu e pe gustul meu, o să-l por numai de dragul tău. Ce aveai în programă, Chiorete, astăzi? Liber! Executarea! Trăiți! Unde n-ai bine, mă? Unde? Ăsta l-o fi luat ca să mi-l dai. Da! Bună, Afrodita! Vin, dar cu ce ocazie? E ziua ta? Unde ești, mă? Mă duc până la Chiorete, să iau ceva. Să iei sau să dai scârbă? Că ce bău! Mi-a trebuit mie cadou de la de fițe, trendy in flendy. Ce dragi de-a mie, bă, nu era bun și un rebus până la urmă. Luat eu lănțug. Chiorete, ia zi-mă cum a fost. Da, vis, extraordinar, nici n-am cuvinte. Dar să nu mai dai sfaturi la nimeni în viața ta ce cadou să ia, bă. Hai că mă duc să aduc banii. Ce-ai, mă? Chiorete, pune și mie, te rog. Ai răbdare că mă întorc imediat, Afrodita. La mulți ani, Afrodita, vin să te pup. Wow! Ce drăguț e, de la cine l-ai? De la Chiorete. Mă ajungi pe mine, te rog, să-l pun? Cum să nu? Ușor, ușor.
nemernic ordinar ce ești! Ce lanț? Ce lanț? Bă, tu ești chior? Ești chior? Dar ce întreb eu, că te recomandă numele, mă? Tu nu vezi că ăsta-i face curte lui gagicăta de față cu mine, mă? De ce crezi că i-a luat lanț? Afrodică, tu ai primit lănțuc de la el? Și mie mi-ai zis că nu-ți place, că... Chiură, te-ai nebunit, tu mă faci parașută de ziua mea? Tu crezi că eu mă întind cu toți ăștia din încăpere? Cu bine nu te-ai întins, dar vreau! E, îți place? Mie? Prost ești, bă, Chiorete, prost ești, mă! Lanțul ăla e de la tine, m-a rugat doar să-i pun la gât. Dar tu, dacă te-ai după toate nebunele, ce să-ți fac, mă? Ce să-ți fac? Adică lanțul ăla era de la tine? Mm-hmm. Ce mi-ai făcut, nebună? Stai, mă, că n-aș... Stai, gără, că gără, că stai liniștită, că eu îți mulțumesc că m-ai scăpat de gătit. Vezi, mă, ce ai făcut? Doamnelor și domnilor, iată că a venit și momentul mult așteptat. Sunt anunțat din regie că surpriza este pregătită să intre în emisie. Așadar, în aplauzele tuturor! O invit! În scenă, pe noua mea colaboratoare! Bună seara! Bună seara! Stați liniștit, că vin și celelalte oale. Le aduc băieții mei imediat. Aole, domnule, mă, ce s-a întâmplat? Ce ați pățit? Doamnelor și domnilor, iată, acesta este rezultatul stresului din televiziune și al meselor neregulate. Scade nivelul glucozei din sânge, care reprezintă singurul combustibil al celulei nervoase. Apar durerile de cap, amețeala și chiar leșinul. Și toate astea, pentru că toată lumea se ferește să mănânce ca să nu se îngrașe. Ei bine, în această emisiune vă voi prezenta câteva rețete de mâncare sănătoasă și care nu îngrașă. Dar toate după ce îl vom resuscita pe domnul prezentator. Haideți, domnul Mârlanu. Știu, șef. Dar vă rog eu să mai îmi dați o șansă. Vă promit că mâine o să... O să faci continuarea. Felicitări, ai spart audiențele. Genial a fost ideea aia cu leșinul. Toată lumea asta să vadă cum te resuscitează baba. Să cum? Ce-a făcut? M-a resuscit. Exact. Bob. Oh, showman. La mulți ani, mă, Afrodita, mă! Să ne trăiești, Afrodita! La mulți ani, cu sănătate, la toată lumea! Să rămână mama mai... Serviți, serviți! Bun felul doi! Ce faci, Mârlane, de ce nu ești la oală? Nu mai trece! Nu poți, bă, că joc în rochii și așa acum! Păi ești nebunul, ți-am ordonat eu să gătești? Păi și ce, nu mi-ai zis că vrei să fiu ca Horia Vârlanu? Păi știi ca el, nu? Ce-ala gătește, ăla așa de fut și de indicații, la alții cum-ți gătească și gătește vedetele, el dă doar note. Care vedete, mă? Păi intră în bucătărie, să vezi. Hai la mulți ani, voi! Hai, sănătate! Să ne trăim! Ce faci, bine? Încerc să-mi repar greșeala. Ia! Colacul ăla de veceu e o bășcălie de cadou pe care și-l fac liceenii la împlinirea majoratului. La petrecerea de majorat. La petrecere, mă. La petrecere. La petrecere. Ba, dar în orice fel de colac.
pe colat. Ia zi, Mărlane, cum a fost revederea cu colegii? Ce mai fost la abator? Cu colegii de clasă, neterminatule. Care clasă, Mărlane? Că la cât de deștept ești, bănuiesc că aveai alta în fiecare an? Hai, mă, termină, mă. Termină și lasă-l să povestească. Ce au zis, mă, colegii când te-au văzut? Că sunt neschimbați. Corect. Că și acum ai mintea tot aia din clasa întâi. Dar n-a venit decât jumate de ei. Eu zic mai bine, că și așa nu încăpeam câte doi în bancă. Ar trebui să-i mulțumești lui Pupă, zăfăinosule, că dacă nu didea el anunțul în emisiunea lui, nici măcar jumate din ăia din care au venit nu veneau, bă. Auzi, Mărlane, dar nu și-a adus aminte nici o strâmbă că erai feblețea ei? Nu te-a cerut niciuna de ratat? Ăsta de bărbat? Nu, Pupă, să că am umblat în școală numai cu păpuși. A, corect, că pe unele le mai ieși acu, doar că-s mai peticite. Cu păpușii în carne și oase, ofticosule. Ia uite aceea, cam așa ceva, de exemplu, ia. Mamă, asta a fost gagica ta? Of course, aproape. Și când s-a trezit iar, era repetent. Chiar am fost cu ea, fraiere. Da? Ai vreo dovadă? E deschis. Mă scuzați, aici locuiește domnul Mărlanu? Unde e, mă, Mărlanu? Eu sunt el, Mărlanu. Nu mă satur să te privesc. De ani de zile te caut. Ați văzut, mă, pricajiților? Tată! Tată! Tata, cu tata! N-ai terminat liceul industrial acum 20 de ani? Nu. Adică, normal că nu l-ai terminat, că ai rămas repede de 3 ori. Dar ai fost acolo. De unde știi? Și nu ai mărturisit în ultimul an cele mai frumoase blonde din liceu că o iubești? I-am spus că aș vrea și eu să o iubesc. Ca toți băieții din liceu, odată măcar. Că era o frumoasă. E, aia e mama. Și tu, tata. Că după 9 luni de la discuția voastră m-a făcut pe mine. Nu ți-i fica în brațe? Dar nu mi-aduc aminte să fii cu... Mărlane, craiule, brava, bă, dă-ștea mie. Și eu aș fi băgat mâna în foc, mă, că tu în viața ta n-ai pus mâna pe
frogagică vie sub 150 de chile. Și când colo ieri șmecherul a pus laba pe a mai frumoasă blondă din liceu. Tu n-auzi, bă, că n-am apucat? Stai de-te, dracule, și voi ștergeți-vă balele, bă, nu mai e rușine, bă, mă, gata. Bă, stați, bă, puțin, bă, că e o contuzie, asta o confuzie, măi, fată. Tu nu pricep că nici măcar n-am polenizat cu blonda, cu, adică cu măta, cu alte măta, că n-am... N-ai, avea o listă de așteptare, mi-e venea rândul până în 2012 să îndepunez, dacă te mint, odată cu sfârșitul lui, dacă nu după, la vreo 2-3 zile. Tata, de? Tu mă renegi? Ce? Vrei să mă părăsești și tu? Că mama e plecată de 15 ani în Turcia, la cules de... La cules? Mă rog. Și nu lasă șeful deloc să vină în România, că e bună de... De muncă. De muncă e bună. Doar tu mi-ai mai rămas. Eu ce-am? Iubește-mă ca un tată și fii alături de mine. Nu pot să cred că mi se întâmplă mie tocmai mie astea, toată viața, viața am o blondă, cu două, cu trei, nu contează, și când apare e fibra, nu se poate! Orlane, Orlane, după ce că ți-ai necinstit colega de liceu, adică pe masa ei, acum nu vrei să-ți recunoști nici măcar copilul, mă? Vino la nena să te aline. Puiule? Păi nu fiu bătrân, păi tu ce faci? Te dai la fibra că te crăp. Păi mă recunoști până la urmă sau nu? Păi stai să mă uit atent. Da, uite, mă recunoști, nu vezi că are tot cam ăsta. Atunci eu o să mă ocup de cariera ei. Că nu pot să las fata acelui mai vechi prieten al meu să dea interviuri de angajare cu toți obsedații libidinoși. Ia zi, păpușă mică. Vrei să lucrezi la nenea în televiziune? Lucrați în televiziune? Stai jos! Evident! Evident! Îl ai în fața ta, în direct, și sunt convins că și în reluare pe celebrul, recunoscutul realizator Pupăză, G. Grigoraș, în viață și nesilit de nimeni, care vrea să te ia sub aripa lui o grotitoare, să lucrezi cu... Wow! Așa ziceam și eu. Da. Cum ziceai că te cheamă? Mă scuzați. Emoția revederii cu tăticul m-a zăpăcit. Am crezut că ai făcut pipe, dar ai transpirat. E emoție. Nu uita să mă prezint. Da. Mă cheamă Iubi. Așa îmi spunea mama. Încântat, Iubi. Ce se mai încuta cu tu? Să știi că ușa de la dormitorul meu, ăsta de la biroul meu, îți este oricând deschisă! Și a mea, de fapt ale mele, că eu stau într-o vilă mai mare decât asta, alături, și stau singur. Ia zi, vrei să ți-o arăt? Bă, nu ți-e jenă! De vilă vorbeam, Murlane! Păi și-o tot de vilă vorbeam! Ce zicea Murlane? A deschis eu și ușile! Să tragă fata curentul, tâmpitule! Potoliți-vă cu chestiile astea, vă găsește dracii! Fata mea nu e panoramă! Cam ăsta! Scuze, dragă, dar ăsta e adevărul, să știi! Ăsta e adevărul istoric! Măta era panoramă! Băi, dacă e fata mea, stă cu mine! Ne-am înțeles? Și dacă se atinge vreunul de ea, vă nenorocesc! Vă nenorocesc! Iar vreți să ofticați pe doamna? Tot timpul! Și acum cu cine e? Tot cu Angelina? Nu, de data asta am schimbat strategia. Hai, e româncă? Ca să se panicheze dublu, cred, fantezie realizabilă. No, mai tare! Tara! Îți place? O să-l pun deasupra patului ca să bălească la el în fiecare seară, până cedează psihic! Auzi, ia du-te și plastifiază-l, că sigur o să vrea să-l rupă. Nu mai bine vă fac câțiva copii, câteva copii, ca să aveți de rezervă. Nu e o idee rea, dar fii atentă. Le faci la xeroxul din clădire și după program. Să nu te pună naiba să-l arăți cuiva, că... Nu, că n-aș arăta eu bine, dar nu pot să apar așa dezbrăcat, că am și o funcție, o prestanță. Șeful, în afară de mine, nu o să vă mai atingă nimeni. La afiș mă refeream.
cam liniște în cameră, Mârlane. Vă dracu, voi ați ascultat care cumva la ușa? Păi normal, mă, că eram și noi curioși să vedem dacă ai mai mult succes cu ea decât ai avut cu măsa. Da, a avut dreptate de la școală că a rămas neschimbat, adică tot papagal. Da, de unde știți voi că n-am făcut eu nimic, na? Ați făcut? Povestește-mi! Păi nici bine n-am intrat în cameră că ea și-a desfăcut... Ce și-a desfăcut? Diamanta, nu? Da, apoi și-a scos hainele. De față cu tine? Din diamantan. Și... ce? Le-a pus în dulap. După care s-a dezbrăcat. De față cu tine? Nu, de caracter și-a început să o drăcuie pe băsa, căci că a lăsat-o pe drumul, fără niciun ban, fără... Mârlane, treci la acțiune. Zi, i-ai făcut ceva sau ba? I-am... făcut un masaj, că era frântă sărăcuța după drum. Doar atât? Păi atât, că până nu mă interesez dacă se poate face copiii și pe înstrănut, nu mă bag la mai mult, că nu vreau să devin susceptibil de incest. Prin strănut? Păi dacă i-am strântat odată în gură lui măsa când eram noi la liceu. Și cine știe, să nu fi rămas să... Că nu vezi, știința avansează pe zi ce trece, mă. Cum a găsit aia celulele alea stern care îți reface organele. Mâine, păi ne aflăm că avem spermatozoizi în salivă și noi nu știm. Păi asta se știe, mă. Dar nu noi, panaramele. Deci înseamnă că putea să rămâie gravidă și singură. Că v-a zis că era panorama. Ai fost atentă, sper, da? Atentă e puțin zis, șeful. V-am învățat fiecare porpe din afară. Betty, eu la afișe mă refeream. Și eu tot la ele. Doriți să vă ajut la montaj? Nu, că nu le montez astăzi. Ai uitat că trebuie să plec la Constanța? A, corect, simpozionul, da, da, da. Ai grijă ce faci pe aici, cât timp lipsesc eu. Să nu care cumva să afle Emma de afișe și să-mi strici surpriza, că te zăpăcesc. Am înțeles, șef. Acum că am rămas numai noi doi, ca doi porumbei, să vezi ce te zăpăcesc eu. Prinde. Gata, mai terminat de citit? Unde? 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 Nu mai e. Ai gonit-o deja? Nu disperatul, am trimis-o să-și facă testul de paternitate. Pe ea? Păi ești idiot? Acum nu, sunt chiar isteț, pupăzoiule. De ce-ți mă înțep eu? Ce, eram prost? Eu zic că sunt asul. Ea zice că sunt asul să se începe ea să facă testul. Că ea vrea să dovedească chestia asta. Îți dai seama cum ești tu dacă s-a plenit doruleț? Gras? A venit, mă, fatu, ca aia! Nu încă, tanti! Păi și de ce întârzie, mă, atâta? Și să dea dracu, mă, să mânărească rezultatele și să zică că e fita, doar ca să nu plătească chiria, că vă dau pământul afară! Nu mânărește, bre, nimic. Întârzie că... umblă așa, până oraș, pe la shopping, ca fetele, că i-a dat tăticul niște bani să ducă să-și facă și a poftele. Și de unde a avut tăticul ei bani? De mașina de spălat a găsit niște bani. O, bă, disperatule, că am glumit. I-am dat din banii clubului. Din banii clubului? Da, și dacă e din banii clubului, nu-i treaba ta. Asta a hotărât conducerea clubului, asta am făcut și te bași tu. Hai, lasă-mă! Și te pomeni că prin hotărâre de adunare generală. Exact. M-am adunat azi dimineață ca un general și am hotărât.
ce oftici. Puiul lui tati. Vine cu ala de tigă, vine cu ala de tigă. L-ai făcut? Așa și? Normal, tati. Și? 50% sunt fata ta. Dar dacă vrei să știi 100%, trebuie să-l faci și tu. Auzi, zepelinule, marș la ciului soriciu. Altfel îi plătești chiria. Îi plătești chiria, na. Mă, că eu să mă încep. Auzi, care 50% e jumătatea fibea, ca să știu pe ce poți spămâna? Îți spun, dar dacă mai îmi dai niște bănuți, că i-am dat pe toți pe analize. Hai, ești scump, tăticule. Sau spune-mi tu unde-i ții și îmi iau eu. Sper că ai încredere în fata ta. Am, tăticule, am. Wow! Exact asta am spus și eu. Interes, șeful? Păi poți tu, bă, să-mi faci intrarea pe ea, asta la ea? Păi dacă șa de la noi în vilă, normal e și că pot, bre. Iată, de seară vă invit pe la noi, pe la vilă, în vizită. Și din vorbă în vorbă, din cutare în cutare, hați! Da, dacă vă invit, promiteți că n-aveți nicio treabă cu Afrodica. Dar de fapt nici n-aveați cum să aveți o treabă cu Afrodica, căci că fiindcă dacă vă fug ochii în 10 părți, asta o să se prinză. Și atunci adios cu ea. Și ar fi păcat șeful ca să... Că asta e de 10 ori mai sesoasă decât Afrodica. Bine, Chiorete, atunci așa rămâne. Afrodita, diseară vă vizitez. De-abia vă aștept, șeful. Chiar îmi doream să ne vedem și în afara programului. Oh, mersi, Afrodita. Ne vedem diseară. Afrodita, ce faci? Încerc și eu să fiu la fel de sexoasă ca afufa lui Mârlanu. Măi, mămica, eu am zis așa numai ca să-i abat atenția lui Matescu de la tine, mă, să-l pui pe o pistă față. Serios? Da. Lasă că vedem diseară dacă ea i-a bătut-o sau a rămas tot la mine. Sau, mă rog, pe mine. Face nevastă ta așa ceva? Sub nasul meu! Păi e mor! Deschide-ne, merdicule, că știu că ești acolo! Asta ți era deplasarea? Asta ți era simpozionul? Dracu, umblă toanta asta! Ia te-n că nu mă mișc de aici până nu deschizi! Și tu, fufo, mai bine ai sări pe geam, că oricum te arunc eu când intru! Mârlane, nu te văd bine deloc, mă! De ce așa la dentist v-a pus picături în ochi? Bă, tu chiar ești prost? Da, dar de ce întrebați? Cum ai putut, mă, să-i spui lui aia unde ții tu banii? Cu greu, șef. Da, a trebuit.
Că mi s-a rupt sufletul mine când am văzut-o cu bublă despăiată sărăcuța. Păi vrea să facă vreo pneumonie, ceva? E fiica mea! Totuși, ce vrei să zică că sunt un tată de naturist să ducă să mă reclame pe la asociația asta de protecție animalelor? Lasă, că o să pui eu banii la loc de salariu, aia e! 500 de milioane, mă! Asta e, mă sacrific, am vrut copii, m-am mâncat în vânt. Dar eu să știi că nu ești tată ca mine, că... Cât? 500 de milioane? Exact, idiotule! Pentru că tocmai scusesem pentru un transfer, mă! Bă, auzi? Uită-te la mine. Bine, am eu față de prost? Sincer? Da! Nu, că altfel ați și semăna cu mine. Păi atunci termină-mă cu minciunile! Că e fufa aia, fiică ta, cum sunt eu, tactu! Da! Da! Du-te și cere-i banii acum. Că dacă află Barosanu, materiale de construcție ajungi, ma. A, și să-i zic că m-a trimis bunicul să... Nu-i acasă, că... A plecat ieri la cumpărături și încă nu s-a întors. De ieri? Păi unde s-a dus, mă, la Paris? Păi nici nu mă mir la câți bani ți-a luat. Auzi, ți-o știi ce zic eu? Să o iei așa, la plimbare până București și să-ți alegi o fundație în care vrei să ajungi, mă. Că dacă o alegi tu, Ctitor te numești. Ctitor? Cine, doamnă? Van Damme și Fufa. Unde sunt? Unde sunt? Nu face pe proasta cu mine, zi unde sunt. Nu, nu fac, doamnă, nu. Șeful e la Constanța, nu e aici. E la Constanța, a? Da. Mai tu ai ajutat-o să fugă? Pe cine, doamnă? O să aflu eu. Eu am făcut striptease, doamnă, jur. Tu? A, ok, bine, tu ai făcut. Eu am timp. Nu mint, doamnă, vă rog, dați-mi drumul. A, nu, nu, vă rog, trageți-mă înapoi. Spune adevărul, doamnă. Spune adevărul, eu am dansat. Trageți-mă înapoi. Păi știi, tu am arătat să faci striptease? Da, că am fost nevoită. Am fost nevoită să învăț. Că dacă nu arăt, măcar să prestez. Vă rog, trageți-mă înapoi. Șeful, vă raportez cu supunere că și că fiindcă de seară nu mai puteți să vă întâlniți cu Păpușica, dintre care am aflat niște lucruri îngrozitoare despre ea. Cunosc, Chiorete. Ce cunoașteți? Că e o excroacă. O excroacă? Ce v-a zis? Fane Baros, că l-a prostit pe Mârlanu ca să ia banii de la club. Bă, mi se părea mie ciudat să aibă Mârlanu o fată așa de frumoasă. Că la cum arată el, fi s-ar trebui să fie ca Nikita. Bă, să știi că aia e gagică sa. Nici într-un ca, șefu. Păi la cum arată și gagică sa Tony Chitarhi. S-a cuplat cu el din interes, tăfălogule, ca să poată să delapideze banii de la club. Sunt complici. Ia auzi. Bă, dar cum dracu de a dispărut aia? Să știi că Mârlanu a făcut-o dispărută. Ca pe Elodia, ca să rămână el cu banii. Și pe Elodia tot Mârlanu a... Chiorete. Am înțeles. Servesc patria. Șeful, în momentul ăsta, a să mă ocup personal de cazul ăsta grav împreună cu Afrodita. Fără Afrodita, Chiorete, singur, că Afrodita e ocupată. Cu ce e ocupată, mă rog? Cu mine, Chiorete. Ai uitat că diseară m-a invitat la ea? Unde ai fost, Mârlane, că te caută poliția peste tot? Zici să nebunești. De ce mă caută, mă? Păi, ci că ai omorât-o pe fita și pe Elodia. Ce treabă am eu cu Elodia? Chiorete zice că modul de operare este identic. Auzi, ia zi, pe fita asta unde e îngropată, mă? Tot la Râșnov? Opa! Ai venit, infractor! Deosebit de gras.
N-am omorât-o, eu jur. Chiurete, la cum s-a lăsat, eu cred că e nevinovat. Că nu risca să-și dea dracu rotulele ca să ne impresioneze pe noi. Păi dacă n-ai omorât-o tu, unde-i fi teamă? La shopping. La shopping? Une la shopping, Mârlane? Une, că până acum trebuia să vină învârtindu-se. La Paris. Mi-a zis mie Baros. Dar de unde știe Baros? Unde e aia? Nu știu, dar el așa mi-a zis, că e la Paris. El a pus-o. E omul lui. A trimis-o să-mi ia banii ca să mă compromită pe mine să mă funde, că e frică că-s mai competent decât el. Să nu cumva să iau locul la conducerea clubului. Bă, tu ori ești paranoic, ori ești Sherlock Holmes. Corect, dar cum dovedesc? Bă, umflătură! Da, dar chiar n-ai fost tu curios să afli cum a ajuns asta la tine? Că nu prea ți-o minte să-ți fi trecut ție pragul prea multe blonde pe viața ta, mă. Bă, n-ai întrebat-o și unde șade? Păi unde se șade? Că a venit cu valiza la mine. A venit cu valiza ca să aibă în ce să încarce banii, bă. Măcar un telefon să-i fi luat și tu. Asta am făcut că avea trei și am vrut să-i pun poză pe unul cu tăticul, adică cu mine, uite, ăsta. O să aibă cu ce să-l au deja la prietene. Și n-am mai apucat să-l pun înapoi în geantă. Mârlane, în sfârșit, un moment în istoria serialului în care nu ești idiot până la capăt, mă. Probabil să revin. Gata-l încoace, mă. Agenda. Aha! Are numărul lui Baros pe el. Asta e salvarea ta. Dacă ai salvarea pompierii, cât e? 9.55? Baros lucrează. Acum mă credeți, doamnă? Da. Zic că vin imediat. Fii atentă. Diseară, după ce termin programul, ești la mine acasă să mă vezi pe mine, că tot e Vanda, am plecat. Păi ce? El se despoie să-mi facă sânge rău? Eu nu pot să-i plătesc cu aceeași monedă? De unde știți că s-a despoiat? Ți-ai uitat afișul în Xerox-ul meu, deșteaptă-o. Originalul ăluia de la ea scus tu sub birou. Hai, pa! Ne vedem diseară, da? Dar când de nu mai negociezi la sânge ca de obicei? Ai dat peste vreo mină de aur, ți-a țâșnit petrol în față, hă? Nu mișca aici, crocule! Și zi unde e fata și banii! Banii sunt la mine. Fata, nu știu, o fi la cumpărături. Cine mă ăsta? Nu știu. Cine mă ăsta? Deci de-aia nu negociei tu la sânge ca de obicei. Tu ai pus-o pe aia să ia banii lui Mârlanu, a? Păi ce, mă, mă? Stai! Stai că te găsește, dragi, treci la locul tău, Panaramă, că ai scăpat de o crimă și te bani la alta. Și zi, dragi, dar mi-aș cine e ăsta ca să știu și ce caz am rezolvat. Pe cum cine e? Domnul Alizeu. Cine e ăsta? Domnul Alizeu, impresarul unui fotbalist pe care vrem să-l transferăm și dumnealui nu vrea să semneze contractul. Asta o să-l supere rău pe Barosa. Zi așa, mă, urâtule, nu vrei să semneze? Bă, e urât în partea ta, dă-te-te. Uite cum stă treaba, dacă nu semnezi, ce dracu să învârte totul? Dacă nu semnezi, s-ar putea să am un abces de furie. Dar ce zic că un abces? Trebuie odată, dar fac
trei odată, mă nervez pe loc, mă. Și s-ar putea să scuip în direcția ta o gripă mărănească pe care o dețin eu. Nu? Ce zici că s-ar putea să o scuip? Să o scuip direct în gură, mă, tâmpitule. Te-mbolovănesc? Dacă nu semnezi, te găsește, dragi, că gripa mărănească e mai grea ca aia porcină, mă, tâmpitule. Aia e... Dar ce că mă faci? Unde trebuie să semnez? Uite aici. Și zâta fără de temă. A, și ai vrut să te răzbuni? Păi nu merge, tătico, nu merge, că mai am niște clipă de-aia mârlănească de care ți-am vrut să-ți dau și atunci și pe care ți-o dau acum, cu păstrez pentru răzbunători de ăștia ca tine, mă! Dau banii cu dobândă, fac ce vrei tu, nu mai iau pe ăsta de aici! Acum e rândul dumneavoastră. Eu o să fiu bară. Hai, hai curaj. Feel the beat. Ești atât de disperată și te dai la femei, înseamnă că eu nu mai am nevoie de astea. Continuați, fetelor! Distrați-vă! Șeful, eu n-am vrut, stat că m-a obligat, șeful! Zate! Nu e genul meu! Hai, poate să e descuiată! Șeful! Tatișor, tatișor, sunt desperat, bre! Mateescu se dă la Afrodica mea! Crezi că e în călduri? Hai, mă ajut să scap de trânsul și-ți rămâi dator! Dar de unde știi că e în călduri, ai? Și păi... E în călduri că și că vin că... A amenințat că vine acelea să-mi o răpească pe Afrodica! Vă dați seama că e lovit la lopețică! Hai, dați vreme, ajutați! Te ajut, măi, amărătule! Dar mă ajut și tu! Afrodita! Afrodita, am venit! Ta-da! Iubiți, ce ai de cântat? Iorete, de drumul, te rog, Iorete! Așa că rupi corele, stai dracu' locul! Prietene, Iorețel! Nu e cu păpăinoagele astea! Iorețel, ce o iei pe Afrodita, dacă vrei tu, nu mă dai în drumul! Da, 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 da. Da, da, e, Ionele, mamă, ce fior mă trec! Trebuie să zic că-mi trec cu toate, că mai mult m-am cuiva! Parcă m-a întrebat pe mine! Tu, Ionele! Ionele! Parcă m-a întrebat pe mine! Tu, Ionele! Da! 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 Ajutor! Ajutor! Ionele! Ionele! Fiți chiară!
ură! Normal, bă, normal, că eram și noi curioși să vedem dacă ai mai mult succes cu ea decât Ce eu zic că sunt asul? Ea zice că sunt, ia să se începe ca să o vedească. Îți dai seama cum ești dacă s-a prezint și ăsta. Mai deștept ca el, bă. Dar cum de nu mai negociezi la sânge ca de obicei? Ai dat peste vreo mină de aur? Ți-a țâșnit petrol în față, a? Nu mișca aici, crocule! Și... da... Și ceva! Ce ajutor dar de voie! Poliția! Poliția, mai cu Gerimar! Ha 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 ha